Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre raportul Curții de Conturi care a fost făcut public pe parcursul săptămânii trecute și despre reacțiile care au fost generate în societate. Aceste lucruri vom încerca să le discutăm împreună cu Andrei Munteanu, membru al Plenului Curții de Conturi a Republicii Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara, bună domnule seara. Mihăieș! Și Vladimir Golovatiuc, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, domnule deputat! Bună seara! Domnul Munteanu, cu dumneavoastră aș vrea să încep. Datele pe care le-ați furnizat dumneavoastră au generat, spuneam ceva mai devreme, o serie de discuții în societate. Cum trebuie să vedem activitatea Curții de Conturi și propriu-zis ceea ce ne-ați prezentat? Sunt cifre destul de interesante care se referă la principalele instituții ale statului. Da, mulțumesc. Deci, după cum cunoașteți cu toții, joia trecută în Parlament a fost prezentat raportul Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public. Unul cu care venim anual în fața Parlamentului, venim cu acele constatări și rezultatele emisiunilor de audit care sunt menite până la urmă să adauge plus valoare utilizării banului public, să evite acele discrepanțe care pot apărea și să îndrume instituțiile publice, autoritățile publice în calea utilizării conforme și reglementare a banului public. Deci acest raport cu care am venit noi în fața Parlamentului și care a fost mediatizat pe larg ultimele zile vorbește de acele neajunsuri care le-am stabilit noi ca curte pe parcursul perioadei de activitate octombrie 2016, septembrie 2017. După mine, acele cifre care s-au regăsit în acest raport, dacă este vorbim de 11 milioane, da. Cum este formată această cifră? Deci nu este vorba de însușiri de prejudicii directe care ar însuma 11 milioane. Această sumă poate fi divizată și dacă e să o divizăm după cele mai importante criterii, ar fi 7,3 miliarde de lei sunt erori de ordin de evidență contabilă. 1 miliard de lei este cifra care vorbește de neînregistrarea patrimoniului public. Și alte și diferența sumei de 2,3 miliarde lei sunt alte genuri de încălcări și de erori care țin de ineficiența utilizării banului public prin intermediul achizițiilor publice netransparente, prin intermediul veniturilor ratate și așa mai departe. Deci nu este vorba de prejudiciu clasic. Da. Asta ar fi în linii generale. Domnule Mihăieș, cum ați primit datele? Pentru că există mai multe compartimente care pentru noi ziariștii, dar și pentru societate civilă, au generat un interes sporit. Spre exemplu, la capitolul educație. Am văzut cifre care ne-au demonstrat că starea de lucru nu este tocmai cea mai roză. Sigur că raportul Curții de Conturi într-o țară asociată Uniunii Europene cum este Republica Moldova este un document, eu aș spune, de importanță fundamentală. Pentru că dânșii sunt cei care fac auditul finanțelor publice și aici am înțeles că este și o lege care este acum îmbătată în prima lectură, că cred că o să vorbim și pe tema asta, care o stare cadrul legislativ, dar în condițiile în care curtea face auditul bugetului național și a cheltuielor, am aflat mai multe cifre importante și interesante. Se discută mult în societate despre probleme din educație, de exemplu. Am atras atenția la pagina 23 raportului că în 2013 a fost primit un credit de 40 de milioane de dolari de la Banca Mondială și am înțeles că acolo sunt foarte multe obiecții din partea curții, cum s-au cheltuit acești bani și cum au fost ei asimilați. Pentru că eu știu că există și un dosar penal, aceea nu știu dacă a ajuns în instanța judecătorească privind autobuzele care cândva au fost procurate din acel credit. Da. Apropo, referitor la reparația din școli, sunt întrebări pentru că nu s-au valorificat bani și s-a ajuns acolo că guvernul României a reparat multe grădinițe, dar erau bani din
credit ca să facă lucrul ăsta. Și inclusiv școli. Problema este foarte, foarte amplă cu educația. Aici eu cred că trebuie să vorbim despre un management defectuos a tuturor miniștrilor care au acționat în 2016, 2014, 2015, 2013. Acest minister nu a fost o administrare profesionistă, un management profesionist, care a dus la grave probleme în cadrul educației. Și acum, problemele care nu s-au rezolvat, trebuie să le rezolve nouul ministru, noua componență, pentru că problemele au rămas. Ca primă intervenție, aș vrea să spun că eu apreciez că acest raport trebuie să fie luat la, cum se numește, la examinare de forțele politice de la guvernare și în opoziție, să-și dea fiecare opinie, pentru că este foarte important să îmbunătățim atât administrarea banilor publici, cât să stopăm posibile fraude. Domnule deputat, atunci când vorbim, iată, despre raportul Curții de Conturi, până la urmă el arată și ineficiența guvernului în contextul în ceea ce spunea și domnul Mihăiș, niște proiecte care nu au fost realizate. Cum trebuie să privim aceste date? Da, tot fapt și tot nedelul nazat raport Curții de Conturi a fost examinat de plenul Parlamentului. Puteți vorbi în rusă, dacă vă este mai ușor. Это очень важно, потому что мы это подчеркивали, что собой представляет Счетная палата. Это высший аудиторский орган государства, который, согласно закону, должен осуществлять контроль за формированием публичных, формированием и управлением публичными средствами и публичным имуществом. И мы уделяем ему такое большое внимание, потому что он предоставляет всем, скажем так, участникам фактуру, то есть материал, который либо подтверждает высокую эффективность использования публичных средств и публичного имущества, либо неэффективность. И это очень важно, что этот орган... Я не буду говорить про предыдущие доклады, но сейчас он практически подтвердил все наши концептуальные ключевые моменты в критике действующей власти. По всем моментам, сейчас в вступительном слове я не буду это подчеркивать. Поэтому это очень важный документ, и он, господин Михаевич, должен браться, вот отчет, рапорт, требует сфии луат, прежде всего... при разработке бюджетов и налоговой политики, что мы требовали еще несколько лет назад. С этого должна начинаться работа по разработке бюджета. Что, какие факты были вскрыты Счетной палатой, какие планируются быть устранены именно в текущем бюджетном году. Поэтому этот важный документ, и он должен рассматриваться очень широко. Да, часто цифра de 11 миллиарды, despre care vorbea și domnul Munteanu? Да, это нашло свою, реакцию в парламенте. Мы понимаем, что это не хищение, что это не какие-то там уход от налогов. Там все это есть. Но там основная сумма, порядка 7 миллиардов, это ерорь, инвиденция контабельных финансиара. Но это проблема. Это говорит то, о чем уже подчеркивалось, способности власти, способности аппаратов, министерств, ведомств осуществлять надлежащий учет всех операций. Ну, в тихом умуте... Domnule Munteanu, astăzi în cadrul acestei emisiuni în câteva rânduri a fost repetată această noțiune, erori. Cum sunt admise și de ce până la urmă vorbim, iată, de cifre impunătoare? Factorul uman este vinovatul sau... Dacă vorbim de erori contabile, bineînțeles că este vinovat factorul uman. În majoritatea cazurilor. Poate că sunt mici excepții. Și nu de la pedări și nu... Dar când vorbim de aceste 7 miliarde, nici într-un caz nu trebuie să confundăm lucrurile și să vorbim de delapidări. Este vorba de reflectarea eronată în conturi, de calcularea greșită a uzurii, de lucruri tehnice, care sunt condiționate, vă spun, în majoritatea cazurilor, de factorul uman. Dar asta nu înseamnă că... acest aspect nu este unul important, pentru că în cazul în care nu am fi stabilit aceste irregularități, ele
ar fi putut genera alte situații mai grave. Și atunci, în sine, această cifră vorbește despre stoparea unor nereguli care puteau apărea pe viitor. Dar iată, spre exemplu, din datele pe care le am, în anul 2015 ați făcut 69 de recomandări, dintre care doar 19 au fost implementate pe deplin. Cum este explicat acest lucru? Până la urmă, curtea vine cu o serie de recomandări. Deci, iată, dacă vorbim aici la implementarea recomandărilor, este un subiect la care putem discuta mult și cu adevărat. Aici este miezul. Despre aceasta trebuie să vorbim și trebuie să tindem ca ponderea recomandărilor implementate, din totalul recomandărilor înaintate, să fie cât mai mare. Dacă ar fi să vorbesc de statistici, pentru Republica Moldova, pentru ultimul raport, era în jur de 40% implementate recomandări, media țările dezvoltate europene fiind de 60-70%. Dar mai este un lucru important de care trebuie să ținem cont. Când vorbim de 40% recomandări implementate, în aceste 40% de recomandări implementate nu se regăsesc acele care au fost înlăturate, acele neajunsuri și lacune care au fost înlăturate pe parcursul misiunii de audit. Dar ele sunt foarte multe, pentru că atâta timp cât echipa de audit se află în cadrul instituției, se află în proces de efectuare a misiunii, entitățile sunt mult mai receptive și mai sensibile în sensul implementării recomandărilor și înlăturării neajunsurilor. Asta este. Dar aici urmează să lucrăm mult cu adevărat la acest compartiment. Domnule Mihăiș, și noi ca postul de televiziune, dar probabil v-a fost solicitată și opinia și în calitate de avocat, raportat la sistemul ăsta de supraveghere. Iată, găsim specificat și în raportul Curții de Conturi. Totuși, lucrurile nu stau iarăși prea bine, nici la acest capitol. Apropo, da, studiind raportul Curții, am depistat un subiect care este discutat foarte mult în societate, și anume chestia privind camerele care au fost instalate dintr-un credit de 5 milioane de dolari oferit de guvernul Chinei. Și vă dau doar câteva cifre. De exemplu, 36-39 milioane lei au fost amenzi neîncasate pe motiv de termen de prescripție. Adică circa 100 de milioane de lei, o sumă imensă din punctul meu de vedere. Acum, după cum știu eu, cel puțin am văzut asta la știri, au fost îndetate câteva dosare penale pe faptele unor funcționari, inclusiv publici, care au fost implicați în aceste afaceri cu camerele. Din câte știu eu, la momentul actual, dosarul încă nu este transmis în instanța judecătorească, dar poate s-a întâmplat ceva și l-au transmis, că n-am văzut o informație publice. Și camerele funcționează doar în municipiul Chișinău. Și aici, bineînțeles că curtea a tras atenția asupra unor cifre, asupra unor nereguli în management, cifre destul de mari, cum v-am spus, doar 100 de milioane amenzi neîncasate. Și ca să fie o claritate aici, avem nevoie și de raportul procuraturii, să vedem cum au fost instrumentate cazurile penale, pornite pe faptele care s-au săvârșit acolo. Iar din experiența, de exemplu, a unor țări membre UE inclusiv, vreau să spun că aceste camere mai mult servesc pentru a monitoriza și nu pentru a penaliza. Deci este important ca aceste camere să monitorizeze traficul rutier și nu se referă la încălcările mici, că nu acesta este sensul lor, să faci bani din ele. Cineva încerca să facă un business, înțelegeți care este ideea mea? Că nu trebuie să fie primordial încercare de a face afacere unele SRL-uri care s-au implicat în această afacere. Interesul societății este ca să fie monitorizat traficul rutier pentru a preveni anumite probleme în trafic, pentru a pedepsi pe cei care săvârșesc acțiuni grave și pentru a servi ca probă poliției atunci când fac procese verbale. Dar noi s-a primit invers. Cineva a încercat să facă din asta bani și a ieșit că s-au făcut multe infracțiuni. Domnul Golobatiu, spuneți-mi, după audierea raportului, deputații au adoptat o hotărâre privind modificarea legislativă în acest domeniu. Au la dispoziție 6 luni. Spuneți-mi, vă rog, de ce era nevoie de această modificare și cum a fost acceptat, poate, acest raport de către ceilalți colegi ai dumneavoastră din Parlament?
Ну, мы видим и сейчас на передаче подчеркивался факт, что не все, далеко не все рекомендации Счетной палаты принимались во внимание, ну, может быть, они принимались во внимание, но не были устранены, не доведены были многие дела до серьезных разбирательств, ну, до судебных разбирательств в том числе. И этому препятствовало в некоторой степени действующее законодательство. То есть Счетная палата порой ограничивается вот этим рапортом, делает, фиксирует правильные вещи, неэффективность использования публичных средств, нарушение правил отражения в учете и денежных операций, и регистрации объектов, так сказать, недвижимости и так далее. Здесь очень много таких фактов. А вот дальше дело не идет. То есть Счетная палата написала, подготовила, представила и точка. А дальше что? И вот с этой точки зрения, по мнению руководителей, руководства Счетной палаты, ну, у них не то чтобы связаны руки, им не даны соответствующие полномочия. Вот в этой части и на комиссии по экономике, бюджету и финансам об этом говорилось. И в этой части нужно изменить законодательство, чтобы дела были доведены до финального конца. De ce nu au avut până la ora actuală această pârghie de a întreprinde acțiuni concrete? А это не нужно власти. Им это не нужно. Им хорошо написали, представили, все, спасибо, идите дальше, работайте. А доведение до конца, устранение этих недостатков, им это было не нужно. Может быть, сейчас это понадобится, чтобы показать эффективную работу? Возможно, возможно. Мы видим, что здесь просто некоторые коллеги мои подчеркивали. Обратите внимание, на какие министерства особенно был упор. Министерство образования. Кто руководил этим министерством? Представители либеральной партии. Все, их нету, можно покритиковать. Министерство здравоохранения. Сейчас нет этого министерства. Тоже министр ушла, тоже можно покритиковать. И вот такого рода критика, понимаете, селективная, ни слова не сказано про целые институты, там, выводов нету таких про Министерство финансов, Министерство экономики, а где государственное имущество, где государственные предприятия, что они эффективно управлялись. Нет, neefectivă. Domnule deputat, eu aici mai vreau un moment să aflu de la dumneavoastră. Domnul Munteanu spunea despre procentajul de aplicare în practica recomandărilor. De ce Republica Moldova este atât de scăzut? Cum s-ar explica? În celelalte țări, dumnealui spunea că până la 70%. Я не хотел бы подчеркивать этот момент, но все плавно ложится в концепцию, я извиняюсь, захваченного государства. Вот даже такой специальный, специфический документ, как рапорт Курса де Контур, мы тоже это видим, это подтверждается. В захваченном государстве не выносится все это. Если выносится, не завершается, не доводится, нету финальной точки в этом вопросе. То есть движение все, конечная цель ничто. Правильно. Знаете, по-прежнему у нас вот и в парламенте обсуждался доклад Счетной палаты сам по себе. Вот здесь запятая, вот здесь точка, вот здесь третий знак после запятой и так далее. Но чем важен этот документ? Этот документ важен тем, что дается оценка власти, как эта власть использует публичные средства, публичное имущество. И эта оценка неудовлетворительная. Это первое. Второе, здесь тоже сегодня прозвучало, редуси и так далее. То есть она и не способна. Мы это тоже здесь видим, что эта власть не способна эффективно использовать эти публичные средства. Во всяком случае, так здесь зафиксировано. Domnul Munteanu, vă rog, haideți să vedem, domnul deputat spunea despre modul în care sunt selectate instituțiile, să le luăm după un capăt, de la un capăt să le explicăm cum se fac. Da. Deci, cum a fost reflectate aici, da, aici cum în raport. A fost reflectate aici în raport, da. Bine. Pentru început, eu vreau să vă aduc la cunoștință că actualul plen al Curții de Conturi, deci noi activăm practic de un an și un pic.
Da. Dacă vorbim de perioadele precedente, nu vreau să mă expun și nici nu este cazul. Noi urmează să reflectăm asupra rezultatelor muncii noastre pe care le avem. Bineînțeles că ne lăsând în umbră și acele recomandări care nu au fost implementate. Dar, una, cu privire la implementarea recomandărilor, eu vreau să vă asigur că actualul plen a pus accentul și îl pune maxim pe această componentă. Noi avem un regulament cu privire la implementarea recomandărilor aprobat de către plenul curții, în care avem prevăzut că deci Curtea de Conturi este obligată să întreprindă doi pași într-o asigurare a implementării recomandărilor. Unu ar fi inițierea misiunilor de follow-up, ceea ce ar însemna urmărirea implementării recomandărilor, pe care le includem misiuni separate în programul de activitate pentru anul următor, spre exemplu. Și în programul de activitate a curții pentru 2018, dumneavoastră o să vedeți că noi avem asemenea misiuni planificate. Și doi la mână, o altă pârghie este stabilirea unui obiectiv separat în cadrul unei misiuni la care mergem planificat. Spre exemplu, dacă mergem la Casa Națională de Asigurări Sociale, da? Noi avem un obiectiv separat prin care urmărim implementarea recomandărilor care s-au regăsit în raportul precedent. Și vă asigur că noi lucrăm foarte mult la acest compartiment. Ceea ce ține de încălcările stabilite sau selectarea, după cum s-a exprimat domnul deputat, a entităților în care mergem, eu vreau să vă spun că Curtea de Conturi este independentă și transparentă. De iure și de facto, da? Absolut. Noi, în cadrul, vă spun că nu punem accentul, dacă ar fi să facem o analiză, ca exemplu, a încălcărilor stabilite, da? Care sunt caracteristice și pentru care minister? Atunci, noi asta nu am făcut și nu facem. Noi vorbim de încălcare de un proces defectuos. Fie că el ține de utilizarea banilor publici în domeniul investițiilor capitale, sisteme de apă și canalizare, ca exemplu ar fi. Sau un alt domeniu. Nu vorbim și nu facem analiza separat pe ministere. Pentru că nu ar fi corect. Noi mergem. Dar poate ar fi fost cazul. Tocmai telespectatorii poate vor niște date pornind de la faptul. Iată, o transparență a instituțiilor, pentru că asta generează în ultima instanță. La moment, reieșind din actuala lege a curții, în baza cărei activăm, 261. Deci noi suntem obligați să efectuăm 3 misiuni audit pe an. Deci este vorba de raportul Guvernului asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul, fondurile obligatorii de asistență medicală și buget de stat. V-am spus la început de emisiune că până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare urmează să fie aprobată o nouă lege a Curții de Conturi, prin care deci Curtea are obligativitatea, și sper eu că așa o să fie începând cu anul 2018, de a efectua auditul financiar la toate autoritățile administrației publice centrale, toate ministerele. Și atunci eu cred că întrebarea o să decadă la sine. Noi o să fim obligați să o facem și o să o facem. Domnule Mihăieș, acest raport este o reflectare a factorului politic? Eu nu cred că trebuie să încercăm să atribuim acest raport o conotație strict politică, cu toate că anumite critici pot fi aduse acest raport și cum ni se explică nou, din cauza legislației, pentru că legislația prevede doar monitorizarea bugetului de asigurări medicale, sociale și bugetului de stat. Este o lacună care trebuie adresată deputaților Parlamentului. Dar prin acest raport putem pune o notă guvernului, nu știu. Aici am vrut să atrag atenția că este evident că raportul nu este complet. Și mi-aș dori și eu ca din 2018, așa cum spune stimatul domn, să avem toate ministerele monitorizate. Așa ar fi corect. Că atunci aveți tabloul complet a cheltuielii banii publici și a eficienței organelor de stat. Pentru că chiar dacă raportul conține multe cifre și are, apropo, și nouă adresări către organele de procuratură pentru a se lua măsuri cu unele încălcări, el este evident că nu acoperă toată palitra de probleme. Și eu sper foarte mult că Parlamentul o să voteze până la sfârșitul anului curent modificările sau lege nouă sau modificările la legea actuală în baza care activează Curtea de Conturi, astfel încât fiecare ministru, fiecare secretar de stat să știe că în fiecare an Curtea de Conturi va face un audit și că nimeni nu va putea să facă mișmasuri sau să încerce să manevreze cu banii publici. Ceea ce ține de întreprindere de stat, aici s-a pronunțat cuvântul întreprindere de stat. Sintagma. Eu aș dori ca aceste întreprinderi de stat să fie cât mai puține. Ținând cont de trista experiență de administrare care o avem noi și la Banca de Economie, cazul foarte, ca zic așa, celebru deja în toată lumea,
dar și în multe alte cazuri. Deci, acolo unde este implicat statul, deseori se vede că este o administrare ineficientă sau mai puțin eficientă. Eu cred că investițiile străine, de care noi vorbim foarte mult că avem nevoie, trebuie implicate, darea în arendă, darea în concesiune, sunt mai multe metode. Și mă aștept ca anul 2017 și 2018 să fie decisiv în acest sens. Că mai sunt multe domenii în care activează întreprinderea de stat care... Da. Domn deputat, care date v-au pus pe gânduri? Ca un specialist în domeniu, ca un economist, ați analizat foarte atent acest raport. Ce sector în viziunea dumneavoastră este cel mai vulnerabil? В принципе, мы не увидели ничего нового для нас, для меня лично, да. Для всей команды. Мы подчеркнули, что все эти факты, может, немножко в другом ракурсе они были представлены, но они подтверждают наши принципиальные замечания. Но это очень важно... Почему? Потому что сейчас идет бюджетный процесс к финальной стадии. Была уже налоговая политика, сейчас на подходе бюджет на 2018 год. И мы посмотрим, как эти недостатки, которые были сформулированы Счетной палатой, учтены. Не думаю, но мы видим, что большая польза. Кто тут... И не надо между строк читать. Тут очень первое. Сколько раз мы говорили о нарушении сроков? Но впервые так четко сформулировано, что не представление, не утверждение налоговой политики, налогово-бюджетной политики, таможенной, бюджета самого в срок, то есть до начала года, оно дезориентирует всех участников, и бизнес, и бюджетный сектор, и население. Мы говорили о том, что в реальном выражении бюджет нас сжимается, и это естественно, экономика сжимается. Здесь приведены данные, и бюджетные доходы, и бюджетные расходы, рапортателя ПИП, то есть относительно валового внутреннего продукта, относительно размера экономики, они сокращаются. Мы говорим о том, что сколько лет мы уже говорим о финансовой автономии территорий, а все это лишь сотрясание воздуха. Представляете, уже собственные доходы местных бюджетов уже 30%. 30%, то есть менее трети. А ведь какая-то благодатная почва для админресурса. Когда ты бедный, так тобою легко управлять. Будешь послушный, значит, получишь трансферты из госбюджета. Будешь верен партии и правительству, к тебе будет один подход, а нет, тогда другой подход. Это подтверждается территориями. И это впервые мы видим. То есть я говорю, даже не надо между строк, здесь все есть. Они эффективное управление, упор на внешние ресурсы, а внешние ресурсы не приходят. Но здесь написано то, что в кулуарах говорилось, что почитать о редусе. То есть не только нам запрет приостанавливают, замораживают внешнее финансирование, но деньги выделяются, а мы их не можем освоить. А порой бывает и такое, что деньги выделяются, мы их не осваиваем, а проценты платим за это. Проценты из государственного бюджета, из местных бюджетов, где есть внешнее финансирование. Мы, приводятся здесь конкретные факты для виноделов, вот этот кредит Европейского банка. 30 миллионов евро не были освоены по этим причинам. А что, сельхозники не нуждаются, виноделы не нуждаются в финансовых ресурсах, финансовой подпитке? Конечно, нуждаются. О чем это говорит? Мы уже не говорим о польском кредите, который тоже, как бы помягче сказать, прозевали. А это огромные ресурсы, они нужны нашей экономике. То есть это дает нам, повторюсь, прекрасную фактуру для обсуждения вот проекта бюджета, который будет. Мы ждем его с нетерпением. Domnule Munteanu, vă rog, haideți iarăși să încercăm să le luăm de la un capăt. Tărăgânarea proceselor și mai multe aspecte au fost enunțate de domnul Golovatiuc. O să încep cu aceea că cunoaștem cu toții, anul precedent a fost un an specific. Legea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, fondurilor obligatorii de asistență medicală a fost aprobată la 1 iulie. Deci toate entitățile statului au funcționat în baza unui buget provizoriu. Respectiv, în această situație nu a fost vorba de investiții capitale,
Și aceasta a avut un impact major asupra situației din țară. Vreau să mă refer puțin la ceea ce s-a discutat cu privire la transferurile către bugetele unităților administrative teritoriale. Deci este vorba de, ca să le divizăm, ca pondere, da, în anumite situații ele ajung și la 70%, după cum a menționat și domnul deputat, dar trebuie să ținem cont de faptul că sunt transferuri cu destinație specială. În majoritatea sa este vorba de sectorul educației și din acest transfer, dacă vorbim de sectorul educației, iarăși sau de transferuri per total, deci cheltuielile pentru remunerarea muncii constituie iarăși în jur de tot cu contribuții, în jur de la 70%. Deci, dar noi am indicat, noi am fost obiectivi și imparțiali. Guvernul cu adevărat urmează să țină cont de cele recomandări pe care le-am înaintat, astfel încât să asigure, eu știu, o gestionare mai eficientă a banilor publici. Ați vorbit de 314 entități, cel puțin așa spunea domnul Until în plenul Parlamentului. Vreau să întreb, ați găsit deschiderea necesară în aceste entități sau ați întâmpinat unele dificultăți în procesare, în accesul la date și așa mai departe? Deci situația este diferită de la un caz la altul. Deci sunt entități care sunt deschise maximal și care conlucrează absolut eficient cu auditorii. Dar sunt și din entități din cele care sunt mai obraznice. Noi, și atunci ca comisiune, deci Curtea de Audit efectuează audit extern. Curtea de Audit este organul de suprem control, dar Curtea de Audit nu este menită să vină cu penalizări. Dar vreau să menționez că din 2013 codul contravențional a fost modificat și modificările care au fost introduse, care s-au regăsit atunci prin acea modificare, țin de posibilitatea Curții de Conturi de a întocmi proces verbal cu privire la contravenție. În două situații. Una, neimplementarea recomandărilor Curții de Conturi care sunt obligatorii. Și doi, neprezentarea documentelor solicitate în cadrul misiunilor de audit. Și vă spun, nu este scopul nostru în sine acesta. Noi nu vrem și nu ar trebui să aplicăm amenzi. Dar pe parcursul perioadei anterioare, deci acestui an, am avut două situații când am întocmit procese verbale cu privire la contravenții pentru neprezentarea documentelor necesare controlului. Fie că e vorba de documente contabile, fie că e vorba de altceva. Dar asemenea situații sunt. Sunt conducători, da, care sunt mai obraznici și este vorba de, dacă e să spun, astea două situații care au apărut, este vorba de entități, nu de cel mai înalt nivel, este vorba de entități mai mici din cadrul subordonate ministerilor. Dar am fost nevoiți să aplicăm și această pârghie. Domnule Mihaiș, haideți să vedem multe aspecte la această problemă. Pe de o parte, iată, domnul Munteanu zice că se confruntă cu anumite impedimente. Cine ar trebui să fie cel care trebuie să dea o mână de ajutor pentru Curtea de Conturi, aduce această treabă la bun sfârșit? Și tot în această ordine de idei, vreau să întreb cealaltă etapă atunci când vorbim despre implementări. Iată, noi sesizăm, atenționăm opinia publică că s-au înregistrat o serie de încălcări. Mai departe, punem mâinile în buzunar și așteptăm procuratura să-și facă tema pentru acasă? Există subiectul respectiv să discute că unii propun ca Curtea de Conturi să devină un organ de constatare a anumitor infracțiuni, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este cazul, pentru că nu asta ar fi menirea Curții de Conturi. Există Procuratura Generală, există Poliția care au anchetatori, care au ofițeri de urmări penală, au procurori care investigează. Eu aici, mai degrabă, aș vedea altfel colabora, că să fie în cadrul Procuraturii procurori specializați pe infracțiuni economice, pe infracțiuni de abuz în serviciu, infracțiuni de serviciu în general, și ei să analizeze rapoartele Curții de Conturi și Curtea de Conturi să aibă cu ei o comunicare permanentă, nu odată în an când se dă raportul. Pentru că eu sunt convins că infracțiunile există în domeniul gestionării fondurilor publice, corect? Și ele, o parte dintre ele, normal că poate să le sesizeze Curtea de Conturi. Ceea ce aș face, are 9 sesizări. Ceea ce, din punctul meu de vedere, 9 sesizări e puțin. Ca să, dacă raportăm la numărul ministerilor, agențelor economice de stat, agențiilor, etc. Pentru că, repet, opinia publică cunoaște că sunt dosare penale instrumentate anume cu implicarea fraudării bugetului de stat sau a banilor publice. Și în acest context trebuie să încercăm să sporim rolul Curții de Conturi. Aici trebuie de analizat foarte bine și experiența altor țări.
Dar opinia cu care vin eu este ca Curtea de Conturi să aibă o colaborare permanentă, permanentizată cu o secție specială a Procuraturii, de exemplu, cu Procuratura Anticorupției sau cu Procuratura pe cauze speciale, să fie delegat un procuror special care să fie în legătură permanentă cu angajații Curții de Conturi. Și atunci când un inspector al Curții de Conturi depistează la o întreprindere de stat o încălcare, să nu se aștepte până să publică raportul. Asta este ideea mea. Dar el imediat să înainteze un raport către procurorul respectiv, astfel încât să fie gestionată o situație. Domnul Golovatiu, o clipă ca să aflăm și punctul de vedere a domnului deputat. Eu mi-a părut foarte interesantă ideea pe care ați enunțat-o mai devreme, raportată la miniștri, care până la urmă sunt persoane politice, sunt delegate din anumite partide, și vreau să vă întreb, poate logic, în această ordine idei, după un asemenea raport, partidele ar trebui să-și retragă acei miniștri care se simt cu musca pe căciulă, haideți să utilizez așa o sintagmă, și atunci poate politicile promovate de anumite ministere ar ajunge în albia firescului. E o doză de realitate aici sau suntem foarte naivi să credem lucrul ăsta? Наив. Нет, дело в том, что те министры, чьи министерства здесь особо ярко критикуются, их нет уже. Поэтому партидели ну сунт ин гувернаре, партиду либерал. Понимаете, в чем нюанс? Я опять же говорю о... Здесь мы должны выйти, собственно, за рамки доклада. Я понимаю, что передача посвящена именно этому. Я не хотел бы... Есть, наверное, и тут какие-то проблемы технические. В чем у нас проблема? Счетная палата. Да, было сказано, что она независимая, де-факто, де-юре, но персонально, понимаете, персоны, люди, поэтому они в определенной мере зависимы в любом случае. Так вот, счетная палата, она делает свое заключение. И мы должны его использовать для того, чтобы оценивать власть. Вот и все. Мы именно так смотрим на счетную палату. И в связи с этим она наделена достаточно широкими полномочиями и, ограниченными сейчас, но достаточно широкими и независимостью. Ее вердикт очень важен именно для оппозиции. Что оппозиция получает не просто нам так кажется, вот мы такие умные, мы это увидели, а это вердикт счетной палаты, высшего органа аудита в стране. Вот в связи с чем мы такое большое внимание уделяем этому докладу. Domnule deputat, eu am o întrebare tranșantă. Îl întrebasem și pe domnul Munteanu dacă Curtea de Conturi este o instituție politizată. Vă acord aceeași întrebare și dumneavoastră. Curtea de Conturi astăzi e controlată politic? Viziunea dumneavoastră. Я бы так не сказал... Помните, что было в 2005 году, да, что такие институты, как счетная палата и другие, были вообще отданы оппозиции. Вот это очень важный момент. Да. Понимаете, для того, чтобы у оппозиции был нормальный инструмент для критики власти. И чтобы была уверенность в том, что там никакой политической ангажированности нету. Ну, от власти, я имею в виду. Сейчас говорить, читая вот этот доклад, здесь достаточно жестко. Цифры, они не врут. Вот, достаточно жесткие есть вещи. Мы же говорили и на комиссии, не помню, присутствовала там телекамера или нет, но очень серьезно мы обсуждали этот вопрос, что это бомба. Вот этот доклад – это бомба. В любой стране, цивилизованной стране, в частности в Европе, правительство ушло бы в отставку. Здесь есть все для этого. Понимаете? Поэтому вы говорите политической ангажированности, но здесь есть политическая компонента от оппозиции, политическая компонента от власти. С какой стороны?
Мы во всяком случае говорим, что этот доклад, он показал, первое, низкую эффективность использования публичных средств, второе, как уже здесь звучало, почитать редусы. Да. То есть низкая способность управлять этим имуществом, публичными средствами. Вот что самое главное из этого доклада мы вынесли. Domnule Munteanu, domnul deputat a făcut o declarație destul de tare. Într-o altă țară, guvernul ar pleca în demisie. Aceste date sunt suficiente sau cum trebuie ele interpretate până la urmă? Este... Извините, da. Это в этом же ключе. Давайте представим, я не знаю ваш путь. Как поступили бы контролирующие органы, если бы вскрыли такие же недостатки у экономического агента? Да, вам, дом Монтану, хоть я и чекарю, я сунде присутствую. Дечи, ну, ține de misiunea curții și dreptul curții de a face asemenea declarații cu referire la guvern. Deci, Curtea de Conturi s-a expus în acest raport cu privire la utilizarea, eficiența, legalitatea utilizării banilor publici. Da. Noi suntem un instrument de control parlamentar. Noi venim cu acest raport pe care îl prezentăm Parlamentului, iar Parlamentul, în baza hotărârii da. Care a adoptat-o săptămâna trecută, s-a expus destul de clar cu referire la guvern, ce urmează să facă guvernul, să înlăture încălcările stabilite, să implementeze recomandările, să-i conde cerințe și câteva altele. Deci, dar Curtea de Conturi nu poate veni cu asemenea mesaj. Noi ce am avut de spus, tot absolut se regăsește în acest raport. Cu referire la independență, iarăși mă întorc puțin ceea ce am spus, membrii Curții de Conturi, 7 suntem numiți pe criteriu, punând accent pe criteriu de profesionalism, suntem numiți la propunerea președintelui Curții de Conturi și nu suntem afiliați politic nici într-un fel. Și cred că acest raport confirmă acest lucru. Domnul Mihaiș, dumneavoastră, dacă ați fi un agent economic și ați avea acest raport în față, ați merge ca să investiți? Uitați care e situația. Aici trebuie luat în mai multe aspecte în discuție. Da. Este evident că raportul Curții conține multe cifre și multe critici la anumite cheltuieli, la anumit management, la anumită administrare. Pentru că raportul Curții, după cum cunoaștem, nu este doar o apreciere financiară, un audit financiar, dar este mai mult decât atât. Se acordă și o notă și managementului. Am văzut lucrul ăsta că Curtea spune deseori că aici managementul nu a fost eficient, dincolo nu a fost eficient. Da. Este o lecție pentru guvernare care trebuie să ia atitudine și fiecare minister în parte sau fiecare unitate în parte care este aici luată în vizor trebuie să fie dată o apreciere. Și apropo, după cum cunoaștem, s-a luat o decizie în cadrul coaliției majoritare ca până pe 19 decembrie să fie dată notă pentru toți miniștrii, pentru toți funcționarii publici. O să vedem atunci, o să fie momentul când o să vedem dacă raportul Curții inclusiv a fost luat în considerație la monitorizarea activității, la evaluarea respectivă și care vor fi concluziile. Că cel puțin din ceea ce văd eu în raportul Curții nu s-a adeverit unele zvonuri lansate de unii lideri ale unor partide de opoziție că, de exemplu, s-ar fura asistența financiară externă. Este aici, cred că este reprezentantul Curții de Conturi, care poate să precizeze ce notă au dat ei la asistența externă, cum s-au cheltuit creditele, da. Cum s-au cheltuit donațiile. Pentru că asta e o întrebare care frământă întreaga societate, că există în societate într-o parte a societății lansate anumite zvonuri, că pe o parte din banii respectivi ar fi fraudați. Dar cel puțin eu în raportul de Curții de Conturi n-am văzut cuvântul fraude. Am văzut altceva, că n-au fost bine administrați, că altceva. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu văd grave probleme care ar duce la căderea guvernului. Mai degrabă aș vedea unii miniștri care să răspundă pentru un management ineficient. Da, domnul deputat, pe final de emisiune, două minute aveți. Хорошо было сказано. Да. Там капачтеть, редуси и так далее. Дупы опт анди гувернаре. Есть же пословица хорошая, молдавская. Ариш дагнаре, шапти анди акасы. А чест термин и депошит. Шапти ань. А вем опт анди гувернаре. И что мы имеем? Семенцини ин континуаре. Дефицитул де регуль ши прочедурь.
формализация четверо. Через каждые две страницы такие замечания. Уважаемые, это не через полгода, когда к власти пришли, и вот мы застали, как любят говорить, после тех лет, все разваленное, вот мы наводим порядок. Но 8 лет. Вы говорите, все нормально, 11 миллиардов, это не фрауде, это там не хищение, ничего-то. Это унили эрор, не кларификер и так далее. Но это еще хуже. Это означает, что в бухгалтерском финансовом отчете отсутствует порядок. Я не хочу, опять же, читать вот все эти нюансы, как объяснить, что в Министерстве здравоохранения не были отражены инвестиции сотни миллионов. Это как? Инвестиции в организации или субординате. Да. Это как? Как Министерство финансов пропустило это? Как можно вот эти нерегули, которые были, оплатить одну и ту же фактуру? Спросите любого бухгалтера, любого там, не знаю, СРЛ или магазина. Это невозможно, но ведь есть же, вскрыты вами же. Я уже не говорю о многие другие вещи. Ну, это, на сотни миллионов, вот данные пришли, то есть... По Министерству санитарии вот эти неточности на 54% баланса. Это как? Da. Domnilor invitați, cu părere de rău, timpul ne presează. Trebuie să spunem telespectatorilor o seară bună în continuare. A fost Reflector Analitic, vă mai aștept și cu alte ocazii. Pe curând!